ridicat o problemă la Cluj, unde era Liga Aleșilor Locale, unde, iarăși vă spun cu părere de rău, din cei peste 280 de aleși locali ne-am chinuit să primeze 19 oameni. Și acolo a ridicat o problemă cu privire la cetățean de onoare al fostului primar al tipului, prim-secretar, cum era pe vremuri. Dintr-o dată s-au trezit instinctele brătiene, știți, că noi nu onorăm comuniștii, băgând la Otova cei 4 milioane de membri de partid sau oameni care, până la urmă, chiar dacă n-au fost membri de partid, n-au făcut nimic pentru România. Această discuție a escaladat, 2-3 lătrători din ăștia cu BPJ, pe care îi știți și voi, s-au dus repede la președinte, l-au informat că așa ceva nu e posibil și cu satârul s-a luat decizia ca președintele organizației să pună lucrurile în ordine și să transmită primarului că așa ceva este imposibil. S-au derulat faptele așa cum voi le-ați reflectat, s-au dus acolo, le-a spus ce să voteze, oamenii bulversați, tot ce înseamnă la lumină știți. Ce este în shadow, ce este poate de neștiut de către voi, este faptul că domnul Tudore Doi auzise discuții cu domnul Nicolae în prezența primarului Traian, care îl prezentase și spuse viitorul primar, să-l sprijinim, că e tânăr, fusese de acord, punându-l pe primar într-o situație incredibilă. Eu am avut o discuție cu primarul, i-am spus, l-am rugat frumos până să se... și l-am rugat frumos să nu se grăbească, să stea liniștit, să înțeleagă că mai sunt și excese din astea, să lucrăm cu calm. El m-a ascultat, mi-a spus, domnul Frăda, ce puteți să-l întrebați, să verificați, a spus, tot respectul, am colaborat excepțional, dar eu am o întrebare să vă pun dumneavoastră. L-a spus și, da, domnul primar, dumneavoastră ce ați face în locul meu? Când domnul care l-am luat de la PSD, l-am ridicat, l-am făcut viceprimar, votează împotriva mea. Și nu împotriva mea, până la urmă era o decizie a orașului pe care trebuia să o iau, pentru că omul a ridicat setitul de la sat la oraș și sunt mulți comuniști, am să vă dau, fac o paranteză, să știți că ea în Suceava ar trebui să-i fac o statuie și are. Deci știți că Emil Bondaraș are statuie în Suceava. El din trei orășele mici a făcut municipiul Suceava. Ca să mai spun de Sălajul, știți cum a apărut în 68 județul Sălaj, tot cu sprijinul unui mare nomenclator, da? Pentru care oamenii poartă recunoștință, v-am dat numai cadrul și închid paranteza de ce cred eu că cetățenia de onoare nu are legătură că ești liberal, că ești sărănist, că ești comunist, că ești... este ce faci tu pentru comunitate. Deci aceste discuții m-au determinat pe mine să ridic problema în birou permanent județean, să spun să nu fac așa ceva. Mi-am spus lui Tudor Drăgoi să nu fac așa ceva, că ei deja își făcuseră calculul. Zici, dăm pe toți afară, rămânem 5 la 4, ne votăm viceprimarul. Eu vreau să spun că aritmetica asta n-are nicio legătură cu politica. Eu nu cred că cineva poate să-i facă față unui primar care are o asemenea susținere populară și un om care va îndura asemenea mizerii și își va realiza până la urmă obiectivul. Ceea ce agrează primarul Traian în discuțiile cu mine a fost că va pune viceprimar tot din cei 13 consilieri liberali. Să-l aleagă pe care vor din cei 13, să-l pună